Majoritatea oamenilor folosesc vecișoarele pentru urechi. Cu toate acestea, folosirea acestora pentru a curăța canalul urechii poate face mai mult rău decât bine. Pentru marea majoritate a oamenilor, curățarea interiorului urechilor nu este deloc necesară. Dar dacă ele sunt pline cu ceară, doar pentru că ceara este maro nu înseamnă că este murdară. Ceara este de fapt sănătoasă și bună pentru noi. Omoară bacteriile și lubrifiază canalele urechii. În plus, ceara de urechi iese în mod natural. Când mesteci, acest proces împinge ceara spre deschiderea urechii, chiar și procesul de creștere a pielii noi poate împinge ceara mai veche. De obicei, este suficientă doar o baie regulată pentru a vă menține urechile libere și curate. Este o practică obișnuită să folosiți bețișoare pentru a curăța urechile, deci chiar trebuie să le ții departe de urechi. Adevărul este că depinde de modul în care le folosești. Dacă aveți ceară maro care este vizibilă și nu vă place cum arată, puteți folosi un bețișor pentru a vă curăța cu atenție numai urechea exterioară din jurul canalului. Medicii spun că nu ar trebui să introduceți bețișorul în canalul urechii. Intrarea în canalul urechii poate cauza vătămări ale acesteia. Folosind bețișoare, vă expuneți urechea la următoarele riscuri. Perforarea sau ruperea timpanului. Cele mai multe rupturi de timpan de la bețișoare provin din accidente care au avut loc în timp ce acestea erau în ureche. De exemplu, cineva care cade în baie în timp ce avea un bețișor în ureche poate să șpargă un timpan. Dacă folosiți cu atenție un bețișor pentru a vă curăța urechile, este puțin probabil ca acesta să provoace deteriorarea timpanului. Probleme cu auzul după curățarea urechilor cu bețișoare. Toată această ceară suplimentară este motivul pentru care unii oameni nu aud după ce și-au curățat urechile cu un bețișor. Sunt o mulțime de oameni care se plâng de problemele cu auzul, iar când medicii se uită în urechile lor, văd că sunt pline de ceară și prima întrebare pe care le-o pun este dacă folosesc bețișoare. Și aproape întotdeauna pacienții recunosc că o fac. Relatează click.ro.